avut loc închiderea sezonului estival Purple Prime Clubbing. După mai multe evenimente de neuitat, aseară s-a dat ultima petrecere în aer liber din această vară. A fost o vară foarte incendiară aici la lacul Chirdichici, unde mai multe evenimente au avut loc, Purple Prime Clubbing, Open Air. Abia aștept să-mi fac ultimul mix din această seară. Zeci de fani ai lui Mihai Teodor, Dutch Beach, ai Cristinei Vixen nu au putut rata acest eveniment. Și nu pentru că e ultimul din această vară, dar pentru că a fost unul din cele mai fierbinți organizate de Prime Clubbing. Ultima petrecere e foarte incendiară. La sfârșit de vară avem parte de o noapte foarte caldă și încetată de toți cei care se află acum pe dancefloor. Deci vedeți și singur că este super. Se pare că admiratorii Prime Clubbing-ului așteaptă cu nerăbdare noile petreceri organizate de băieți, asta după ce au fost hipnotizați pe tot parcursul verii. Prime Clubbing sunt cei mai buni toată vara, am dansat sub muzica lor, ei sunt cei mai super, mai ales Cristina Vixen. E o atmosferă de plajă, cum și doresc tot, toată lumea, e foarte, foarte super, îmi pare foarte rău că e ultima. Purple Prime Clubbing nu se oprește aici. Ei bine, din septembrie începe sezonul cu numărul 2 de Prime Clubbing la Prime FM, la fel în fiecare zi de vineri, de la 10 seara la 1 noaptea. Avem și mai mulți invitați cu renume din Statele Unite, din Europa, niște nume grele. Plus la asta, vom încerca să acoperim și mai mult teritoriul din Republica Moldova și le vom extinde și peste hotare. Deși am reușit să ajungem și în România și în Ucraina, vrem să mergem și mai departe ca să le arătăm tuturor ce muzică ne cântă nouă. Petrecerile incendiare organizate de Prime Clubbing continuă. După ce au reușit să-și adune fani din România și Ucraina, tinerii vor să cucerească lumea întreagă.